Mark Twain a spus că toate generalizările sunt false, inclusiv aceasta. Hai să facem o excepție. Toată lumea vrea să râdă. Tu, prietenii tăi, publicul tău. Dar cum îți poți face publicul să râdă? Iată patru modalități prin care poți face asta. 1. Leagă-te de oamenii din public. Să iei ușor la mișto oamenii din public, fie că sunt importanți sau nu, întotdeauna este o bună cale de a-ți face publicul să râdă. Odată am cunoscut un tip pe nume Ionel la un training. Ionel nu zâmbea niciodată. Așa că mi-am propus să interacționez concret cu el în timpul prezentării mele, și la un moment dat am reușit să obțin un zâmbet de la el. A ținut doar o milisecundă, dar a fost suficient. Pentru că imediat am zis, Wow! Ionel știe să zâmbească! Normal, colegii săi știau de seriozitatea sa standard, așa că au râs cu toții ca urmarea replicii. 2. Spune ceva neașteptat. Unul dintre șabloanele umoristice clasice ale comedianților este să creeze tensiune, adică așteptări, într-o propoziție sau paragraf, și după să detensioneze situația într-un mod neașteptat. Să te joci cu mintea publicului tău este o cale sigură de a provoca râsete. În toamna anului 2015 am participat la conferința Toastmasters de la Praga. Renko Pavels din Berlin a câștigat concursul de discursuri umoristice și a început discursul spunând la toată lumea că peste 30 de secunde urma să spună cuvântul cu litera F. Fac și că el este foarte conștient că nu e permis să se folosească acel cuvânt, dar că nu-i pasă deloc. Imediat, tensiunea din sală a devenit palpabilă. După 30 de secunde, Renko a spus cuvântul Fellow Toastmasters! Și publicul a izbucnit în urale. 3. Râs de tine! Autoironia este un izvor nesecat de umor pe Wikipedia, scrie că autoironia se bazează pe observarea unui lucru negativ la persoana care vorbește. Majoritatea comedianților folosesc autoironia pentru a evita să pară aroganți și chiar să ajute publicul să se identifice cu ei. În acest sens, folosirea autoironiei poate fi văzută drept o aplicație a conceptului retoric numit etos. Acesta este un element important folosit de comedianți precum Woody Allen, David Letterman sau Jerry Seinfeld. Pentru multe persoane de pe planeta asta, umorul britanic este apogeul autoironiei. La același eveniment, unde Renko a spus cuvântul cu litera F, un alt vorbitor din Marea Britanie ne-a făcut să râdem în mod repetat, spunând am supraviețuit acelor cești de cafea, cu toate că erau cafele britanice. Sau am făcut asta și aia și asta și aia și prin urmare puteți să spuneți că sunt un expert în nimic. Cu toții știam că el chiar e expert în domeniul său și asta a făcut ironia să fie cu adevărat hilară. Râzi de tine și ei vor râde cu tine. 4. Fii incorrect politic. Câteodată. Politica, religia, sexul sunt subiecte tabu în vorbitul în public. Dar exact ca și fructul interzis, tocmai de aceea sunt foarte tentante. Dacă îți propui să te plimbi pe această gheață subțire, îți recomand să folosești umorul în mod inteligent. Un truc bun este să folosești apofaza, mijlocașul stânga din echipa FC Retorica. Când folosești apofaza, de fapt atragi atenția asupra unui lucru prin a spune că nu o să menționezi acel lucru. Odată am asistat la un discurs despre cultura rap și hip-hop. La un moment dat, vorbitorul a ajuns la versurile mai vulgare. S-a oprit și ne-a spus că nu este incorrect din punct de vedere moral să interpreteze acele versuri, pentru că ele sunt o parte din acea cultură, hip-hop. Într-un fel, a împachetat versurile într-o apofază. Apoi, văzând șocul și teroarea din ochii celor din sală, a început să le cânte. Încă pot să aud și azi râsetele oamenilor din sală. Recomandarea mea este să întinzi coarda moralității cât de mult poți tu. Acest lucru o să facă publicul tău să râdă mai tare decât orice altceva, doar să fii sigur că coarda nu se rupe. Să te legi de oamenii din public, să spui ceva neașteptat, să râzi de tine și să fii incorrect politic, acestea sunt patru surse de umor pe care toată lumea poate să le învețe, să le exerseze și să le folosească. Îmbunătățeșteți conținutul și mai mult prin folosirea acestor surse de umor.